găsesc, sunt Simina Lupu și vă prezint știrile Media TV Megidia. Și în acest an, copilașii plecați prea devreme dintre noi vor avea parte de o zi numai a lor, marcată de organizația EMA prin Ziua Părinților de Îngeri. Acesta este singurul eveniment din România și cel mai mare din lume de acest gen în memoria copiilor plecați dintre noi. Aflat la a 6-a ediție, evenimentul se va desfășura simultan în 16 orașe din țară și 4 din străinătate, Anglia, Franța și Germania, duminică 26 mai, începând cu ora 17:30. Părinții, apropiații acestora și susținătorii EMA, care vor lua parte la eveniment, vor aprinde lumânări în memoria copiilor care nu mai sunt printre noi și vor înălța simultan în toate cele 21 de orașe baloane colorate ca ritual simbolic de despărțire. Este o zi în care ne comemorăm. Copiii, bebelușii, îngerașii și putem să înălțăm spre ei baloanele colorate, pentru că asta înseamnă în sine acest eveniment, înălțăm la cer baloane cu numele lor. Simbolizează, practic, momentul despărțirii, mai ales de bebelușii care s-au născut fără viață. Ca în fiecare an, și anul acesta, organizația EMA încearcă să ofere părinților care au trecut prin drama pierderii unui copil suportul emoțional de care au nevoie. Acest eveniment are o semnificație aparte, în mod special pentru părinții care au pierdut un copil înainte de naștere. Momentul înălțării baloanelor simbolizează despărțirea de copilul pe care nu au apucat să-l vadă niciodată, să-l țină în brațe sau să-l cunoască. Este un moment emoționant care alină la gândul că pot face asta pentru copilul plecat prea curând de lângă ei. Ora de începere pentru toate evenimentele din țară va fi 17:30, iar orașele din România în care se strâng părinții de îngeri sunt următoarele: București în Parcul Ioore, Brașov, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Dej, Galați, Iași, Oradea, Petroșani, Pitești, Satu Mare, Sibiu, Târgu Jiu și Timișoara. Din Megidia nu avem nici măcar o mămică care să fie înscrisă pe forumul organizației. Din păcate. Sunt ferm convinsă că există, dar din păcate nu am luat contact cu nicio familie. De prin numărătoare inversă, la ora 6 fix, se dau drumul baloanelor. Până atunci, pentru că am spus că ora la care începem evenimentul este 17:30, până atunci aprindem lumânări, facem cunoștință și vorbim despre îngerașii noștri. Anul trecut am făcut cunoștință cu mai mulți decât știam că există. Din păcate, pentru că anul trecut a plouat torențial, nu au putut să vină toți. Sper că anul acesta să poată să vină și să ne cunoaștem și să poată să înalțe un balon pentru îngerași. Cred că anul trecut am avut prezenți 7 cupluri și printre alți invitați participanți au fost și bunici și mătuși. Părinții nu au venit niciodată singuri pentru că au nevoie de suport. În 2008, la prima ediție, Ziua Părinților de Îngeri a avut loc în doar 4 orașe. În 2013, la cea de-a 6-a ediție, evenimentul se va desfășura în 21 orașe din țară și străinătate și acest lucru se datorează voluntarilor și susținătorilor EMA, care au înțeles necesitatea, importanța și frumusețea acestui unic și cel mai mare eveniment de comemorare din lume a copiilor care nu mai sunt printre noi. A început campania împotriva țânțarilor și a căpușelor în municipiul Megidia. Acțiunea de dezinsecție se va desfășura doar pe spațiul public și va fi reluată ori de câte ori este nevoie. Tocmai pentru a feri populația de mușcături și înțepături, procesul este în plină derulare. Reprezentanții firmei de dezinsecție se află în plină desfășurare a activității de dezinsecție. Din cauza ploilor abundente din ultima vreme, atât parcurile cât și locurile din împrejurimi s-au umplut de insecte. Se va insista asupra zonelor verzi, muncitorii având la dispoziție echipamentul necesar acestei operațiuni. Cetățenii din Megidia nu trebuie să-și facă probleme în privința substanțelor cu care se acționează în cadrul campaniei de dezinsecție, pentru că acestea nu sunt toxice nici pentru oameni, nici pentru animalele de companie. Întrucât apa favorizează de obicei înmulțirea insectelor, locuitorii sunt rugați să nu mai lase prin curți vase sau ghivece pline cu apă. Știm că a început dezinsecția în municipiul Megidia. Da, se execută lucrări de dezinsecție pe toată suprafața spațiilor verzi din municipiul Megidia, atât cu ceață termică, cât și cu atomizoarele.
în legătură cu, mă rog, pentru combaterea căpușelor și a țânțarilor. Mai executăm la solicitările cetățenilor, între blocuri, în scări de blocuri, în funcție de ce solicitări avem. Deci să ne spuneți la ce oră se efectuează? Între orele 22 și 5 dimineața. Poftiți? Și zonele? Zonele pe toată, în toată Megidia. Unii locuitori ai Megidiei se declară mulțumiți de această inițiativă, atât pentru sănătatea lor, cât mai ales pentru cea a copiilor lor. Da, este o idee extraordinar de bună, ținând cont că suntem într-o perioadă în care insectele se înmulțesc, au venit și ploile acestea, după aceea probabil va fi secetă și numărul lor va crește din ce în ce mai mult. Este o idee extraordinară și o apreciez preocuparea primăriei, a celor care se ocupă de această problemă în orașul nostru. Mie mi se pare că e un lucru formidabil, este un lucru foarte bun pentru locuitorii orașului Megidia, datorită faptului că căldurile persistă în acest anotimp și este benefic pentru protecția copiilor, datorită insectelor, a țânțarilor, a căpușelor, a tuturor celor care cât de cât vine și creează probleme copiilor din orașul Megidia. E un lucru bun datorită faptului că Consiliul Local se gândește și la populația orașului Megidia și din acest punct de vedere. Nu afectează numai copiii, cred că pe toți... Toți, sigur, și persoanele în vârstă și copiii, toată populația până la urmă este afectată, mai ales în zonele unde este umiditate mai mare și insectele sunt mai multe. Deci trebuie să ne protejăm din acest motiv și mulțumim Consiliul Local pentru acest lucru. Se ocupă de locuitorii din acest oraș. A peste tot, părerile sunt împărțite. Există și oameni mai puțin mulțumiți. Unii dintre ei se așteptau ca această dezinsecție să se facă mult mai devreme. O părere foarte bună, trebuia de mult să întâmple treaba asta. Acum deja e luna mai, toată iarba e cât casa, peste tot numai gunoaie, numai iarbă mare, crescută. Nu știu, de ce nu s-a făcut? Parcă banii s-au încasat. Ei se ocupă cu insectele. Cu insectele, da, și nu intră tot în spațiile astea verzi, sau știu eu cum, de întreținerea spațiilor verzi, tot în asta intră, nu? Da, și deci, nu știu de ce așa târziu, că altă dată eram mai operativ. Acum să sperăm. Turnul de ceață se ridică până la 25 de metri înălțime. Se va începe din partea de jos a arborilor, de la firul ierbii și până în vârful celei mai înalte crenguțe. Se va acționa cu precădere pentru căpușe în locurile de joacă special amenajate și în parcuri unde lumea se plimbă. Europa sărbătorește în acest an Ziua Parcurilor pe 24 mai, data la care în anul 1909 au fost declarate în Suedia primele 9 parcuri naționale de pe continent. Pentru acest an, sloganul evenimentului european este Privește cerul, atinge un copac, simte aerul, regăsește-te. În România, pentru a marca importanța acestui eveniment și a ilustra necesitatea conservării și protejării unor eșantioane reprezentative ale biodiversității și ecosistemelor naturale, Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, împreună cu Ministerul Mediului și Pădurilor, Academia Română și PNUD România, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, organizează o serie de acțiuni în cadrul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din Capitală. Primul parc național a fost înființat în România în anul 1935, respectiv Parcul Național Retezat. La ora actuală sunt constituite 13 parcuri naționale, 14 parcuri naturale și rezervația biosferei Delta Dunării. Dintre acestea, 12 parcuri naționale și 10 parcuri naturale sunt administrate de către Regia Națională a Pădurilor Rom Silva. Inițiativa de a stabili la data de 24 mai Ziua Internațională a Parcurilor, înscrisă în calendarul evenimentelor europene, aparține încă din anul 1999 Federației Europene Europarc, organizația care are drept obiectiv conservarea frumuseților naturale și a zonelor protejate, a luat ființă în anul 1973 și are până în prezent peste 400 de membri în 36 de țări europene. România este pe primul loc în Europa din punctul de vedere al administrării ariilor protejate. În paralel, administrațiile celor 28 de parcuri naturale și naționale din țară vor organiza evenimente dedicate comunităților locale, acțiuni de conștientizare ecologică și târguri cu produse tradiționale locale.
Sporturile precum basket sau fotbal nu mai sunt de mult la căutare printre copiii noi generații. Din ce în ce mai mulți părinți își îndrumă odraslele să practice artele marțiale. Practicarea acestui sport îmbunătățește considerabil starea de sănătate a celor mici și contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestora. Copiii din Cernavodă își petrec timpul și altfel decât jucându-se pe calculator. Artele marțiale câștigă tot mai mult teren în fața celorlalte sporturi și sunt agreate în special de copiii cu vârste fragede. Zeci de prichindei și nu numai vin săptămânal la antrenamentele de arte marțiale, dornici să învețe cât mai multe tehnici de autoapărare. Beneficiile acestui sport sunt multiple. Pe copii îi ajută să-și dezvolte atât caracterul cât și fizicul, îi învață să fie disciplinați, să se ajute, să fie modești și respectuoși. Este o adevărată bucurie pentru mine când văd atâți prichindei că vor să practice arte marțiale. Artele marțiale sunt foarte complexe și le prinde foarte bine din toate punctele de vedere, mai ales că majoritatea nu au încredere suficientă în ei, nu știu să respire corect când fac anumite exerciții, nu știu să-și coordoneze corpul. Deci, pregătirea în arte marțiale îi ajută să învețe multe lucruri despre ei înșiși, ca persoane, și se dezvoltă armonios. Copiii care practică artele marțiale sunt absolut încântați de exercițiile fizice pe care le fac chiar și de 3 ori pe săptămână. Cu toții spun la unison că tehnicile de autoapărare învățate le vor fi cu siguranță necesare. De un an. Și îți place? Da. Cam de câte ori te vii la antrenamente pe săptămână? De 2 ori pe săptămână. Și crezi că te ajută, de exemplu, acest sport în, nu știu, dacă ai probleme cu vreun prieten, cu ceva, să te aperi? Da. Câți anișori ai tu? 7 jumate. Și de cât timp practici tu sportul ăsta? De 2 luni. Și îți place ceea ce faci aici? Da. Vii la, în fiecare săptămână la antrenamente? Da. Și ce faci aici? Te lupți cu colegii? Da. 7 ani. De când ai început sportul ăsta? De vreo 4 ani. De 4 ani? Da. Și îți place? Da. De ce ai ales tocmai sportul ăsta? Îți place mai mult decât altele? Păi nu, eu l-am ales părinții mei și când m-au dus mi s-a părut interesant. Chiar dacă acest sport se adresează în special băieților, la antrenamentele săptămânale vin să învețe tainele artelor marțiale și câteva fetițe. De 2 luni. Și îți place? Da. De ce n-ai ales alt sport? Nu știu, basket, volei, ți-a plăcut ție mai mult ăsta? Da. Și ce faci tu aici când vii la antrenamente în fiecare săptămână? Facem mișcări. Abdomene, da, abdomen, da, șutări. Da. Și ce vă mai învață domnul antrenor? Ne mai învață mișcările care trebuie să le facem la campionate. De alaltă ieri. A, deci ești foarte nouă. Da. Și cum ți se pare? Bine. E frumos? Da. Dar văd că sunt mai mulți băieți. De ce crezi tu că sunt mai mulți băieți decât fetițe? E un sport pentru băieți sau și pentru fetițe? Și pentru băieți și pentru fetițe. Antrenamentele de arte marțiale se desfășoară într-o manieră plăcută, unde copiii sunt în permanență supravegheați pentru a nu se accidenta. Aproximativ 50 de copii din Cernavodă, cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani, îmbrățișează acest sport. Pregătirile pentru festivalul de folclor ca la noi în Dobrogea sunt pe ultima sută de metri. Municipiul Megidia găzduiește ediția a doua acestui eveniment, care va avea loc mâine începând cu ora 11. Astăzi a fost amplasată scena în piațeta Decebal, acolo unde se va desfășura spectacolul. Asociația Voluntarilor din Megidia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Megidia, organizează mâine, 25 mai 2013, festivalul de folclor ca la noi în Dobrogea. Aflat la ediția a doua, evenimentul se desfășoară pe platoul din fața Casei de Cultură Lucian Grigorescu, începând cu orele 11. Acțiunea va debuta cu defilarea ansamblurilor de folclor, începând cu orele 10 pe traseul IMUM din fața ceasului, traversarea podului rutier, sala sporturilor Iftimie Ilisei, strada poporului și piațeta Decebal. La ediția din acest an vor participa 12 ansambluri din municipiu și județ. Megidia se poate lăuda cu 7 ansambluri populare și cu numeroase premii la activ. Toate cele 12 ansambluri vor avea o reprezentație de 15 minute fiecare, formată din 2 dansuri obligatoriu cel dobrogean, iar solista ansamblului va interpreta o melodie. Invit tot publicul din Megidia să vadă cele mai frumoase ansambluri de dansuri care vin la Megidia invitate de noi la a doua ediție a festivalului ca la noi în Dobrogea.
Sunt ansambluri din tot județul, Tortomanu, Siliștea, Castelu, Constanța, Megidia, bineînțeles, avem două ansambluri în concurs și credem noi că vom păstra în felul acesta tradiția românească și folclorul autentic la Megidia. În primul rând, trebuie să spun că suntem extrem de fericiți că are loc la noi un astfel de eveniment important și frumos în același timp. Este vorba despre festivalul de folclor inițiat practic de către Asociația Voluntarilor, cu Primăria Megidia, evident. Noi ne-am străduit să colaborăm cât se poate de bine, ne-am făcut o echipă pentru ca toate lucrurile să meargă extraordinar de bine. Sunt copii foarte talentați, așa cum am spus eu și altă dată, copii din toată zona aceasta, din zonele limitrofe ale orașului. Câte ansambluri sunt? Sunt 12 ansambluri cu copii începând de la grădiniță, da? Avem și ansambluri cu copii de la grădiniță, ca să vedeți cât de talentați sunt copiii noștri, și până la tineri de 20 și ceva de ani. Cu toții vor demonstra cât de bine au învățat ei să danseze dansul popular autentic românesc, românesc 100%. Din toate zonele țării noastre va fi dansul, chiar dacă suntem în Dobrogea, și practic este un festival de folclor dobrogean. Era firesc să se numească așa. Obligatoriu, unul dintre dansuri va fi dobrogean. Vor fi și soliști care vor reprezenta ansamblul respectiv și sperăm din toată inima că lucrurile vor decurge bine și frumos. Ne așteptăm să fie foarte bine și la anul să fie și mai bine și să dea Dumnezeu să dureze mulți, mulți ani de aici încolo. Este a doua ediție a acestui festival. Anul acesta încercăm să aducem mai multe ansambluri și din județ. Vom avea și un juriu, spunem noi așa, mai puțin, mai select. Avem doi coregrafi care vor veni de la Constanța și plus coregrafii care vor face parte din la fiecare ansamblu. Noi încercăm să promovăm pe mai departe folclorul autentic. Ca o remarcă, vreau să spun că mâine va fi în proba de dans un dans specific dobrogean. Vor fi două categorii de vârstă care vor participa la această două secțiuni de dansuri și sperăm ca ceea ce ne-am propus să facem mâine să fie un succes răsunător, să zicem așa, pentru Megidia. Concurenții vor fi premiați la sfârșitul? Da, există la fiecare secțiune de vârstă, există trofeu și locul 1, 2, 3. Restul, ceilalți vor avea diplomă de participare. Oricum, cei mai buni trebuie să intre între primii patru, să zic așa, ca să poată lua premii. Juriul va fi format din instructorii tuturor ansamblurilor folclorice. Festivalul de folclor are ca obiectiv promovarea dansului popular dobrogean și valorificarea tezaurului folcloric autentic. Dezbaterea publică este un instrument creat pentru a avea un cadru în care cetățenii municipiului Megidia au prilejul să-și spună părerea și să ajute autoritățile administrative și teritoriale să îmbunătățească propunerile legislative care îi privesc în mod direct sau indirect. Se pare însă că locuitorii orașului au întors spatele autorităților, cel puțin așa reiese din faptul că la ultima dezbatere publică de ieri, oamenii au lipsit cu desăvârșire. Ieri, în jurul orei 17, când ar fi trebuit să se dezbată public taxele și impozitele locale pentru anul fiscal 2014, reprezentanții primăriei și ai Consiliului Local s-au trezit singuri în sala de ședință a Casei de Cultură Ine Roman, acolo unde au loc de regulă dezbaterile publice ale urbei. Cetățenii nu s-au mai sinchisit să apară, probabil sătui de atâtea taxe care li s-au băgat pe gât de-a lungul anilor. Luni 27 mai se reiau discuții în legătură cu taxele și impozitele locale în cadrul unei dezbateri publice, ce va fi organizată la Casa de Cultură Ine Roman, Sala Mare. Intrarea publicului este liberă. Invit pe această cale cetățenii municipiului Megidia pentru a participa la discuții legate de taxele și impozitele anului 2014.
consider că este necesară această dezbatere, întrucât vor fi modificări în legătură cu cuantumul acestor taxe și chiar nu le modificări în legătură cu taxa de habitat. De aceea, toți cei care sunt interesați de nivelul taxelor de anul viitor, de soarta Megidiei, sunt invitați la această întâlnire, ce va avea loc, încă o dată spun, 27 mai, orele 15. Întrucât dezbaterea de ieri a fost amânată pentru data de luni, 27 mai, Primăria Megidia împreună cu membrii Consiliului Local speră ca locuitorii municipiului se vor arăta de această dată interesați de problemele Megidiei. Și acum prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. La această oră, mercurul termometrelor indică 21 de grade Celsius. Astăzi am avut parte de averse cantitative sub formă de ploaie. Vântul nu a stat nici el cu minte și a suflat cu 29 de km pe oră. Mâine vor fi 26 de grade Celsius și se vor ivi ceva nori la orizont, însă nu va ploua niciun strop. Vântul se va domoli și el și va sufla moderat cu 21 de km pe oră. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook sau la numărul de telefon afișat pe ecran 0241 820 700. O seară plăcută să aveți! Pe curând!